Salutare! Astăzi o să facem un nou episod în care o să încercăm arome de la Capi. Pentru că am văzut că foarte mult mi-ați cerut arome de la Capi, așa că responsabilul pentru cel care a zis Capi este acesta. Așa că dacă vrei să fii responsabil, poți să-mi lași un comentariu pe pagina mea de Instagram, Florentin Hriscu Style, așa că o găsiți în descriere și trebuie să neapărat să-mi lăsați comentariu acolo, pe pagina mea de Instagram. Și bineînțeles trebuie să-mi dați și follow dacă vreți să apăreți în video. Așa că nu o să aleg comentariile de pe acest clip, ci de pe pagina mea de Instagram. O găsiți în descriere. Așa că hai să dăm drumul la un nou episod cu Capi. Și știu că vă place foarte mult o parte în care le prezint, așa că hai să dăm drumul la partea aceea. Și așa că avem aromele. Aromele, da, exact, aromele. Capi pulpi multifructi. Capi pulpi de grapefruit. Capi de portocale. Capi pulpi de piersici. Capi pulpi orange. Perfect, acestea sunt cele 5 arome, așa că hai să-i dăm drumul. Cu prima, bineînțeles, o să facem Entente, dizămână pe, dizămână companie, Entente. Asta o luăm, o să facem așa cu ghicite. Acesta este cu capi pulpi de piersici. Aici scrie peach, adică nu ca și când ai picat de sus, adică tu pici jos, ci pur și simplu de piersici, adică pe românește. Așa că hai să dăm drumul. Ador piersicile. Apropo, astea care scrie pulpi înseamnă că au și pulpă înăuntru, adică fructele sunt și înăuntru. Urme de fructe, bucăți de fructe, adică. Așa că, bon apetit! Yummy! Bineînțeles că toată lumea știe că acest capi este fără acid. Mamă, cât de dulce este! Wow! Mie îmi place foarte mult să fie dulce. Piersicile sunt unul fructele mele preferate. Și ca și când ai stoarce, bineînțeles, piersicile, și vreau să facem o comparație cum se simte anumite sucuri și ca și când niște fructuri mai fructuri, niște sucuri mai ieftine, ca să zic așa, și astea mai de calitate, cum, nu știu cum să zic. Și bineînțeles, vreau să vă zic de pe acum că acest video nu este sponsorizat. Așa că asta are e ca și când exact ca și când ai mânca fructul în sine. Nu se simte ca și când ar fi prea multă apă, ca și când ai pune, faci un fresh și pui apă multă. Nu, asta este exact ca și când ai mânca piersicile, așa că o să-i dăm nota 10. Următoarea, Entente, dizămână pe... Stai, cum era? Ok, următoarea. În Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria, ieși afară dumneata, domnul. Ia, asta este capi pulpi de grapefruit. Bineînțeles că este și pulpă. Stați înainte ca să simțim și pulpele, bineînțeles. Hai, vedem. Bun apetit. Mamă, n-am mai mâncat niciodată. Chiar zic că n-am mai mâncat niciodată grapefruit. Vreau să zic că n-am mai mâncat de mult grapefruit. Ce acrișor este. Și bineînțeles au și bucățele de grapefruit înăuntru, nu știu dacă se văd înăuntru acolo, da. Bine, trebuie să focalizezi, numai că această cameră vrea face figuri și nu vrea să te focalizeze, măi, de ce nu te focalizezi? Mamă, cât de bun este. Tot asta este bun ca și când, dacă ți vine rău, dacă ți este greață. Și de exemplu, dacă poți să mergi prin mașină și îți vine rău, poți să bei un capi de grapefruit. Așa că o să-i dau nota 10. O să-l folosesc de fiecare dată când o să-mi fie rău în mașină. Așa că hai să dăm drumul la următoarea. Una mia suta lei, ia te rog pe cine vrei, din grămada cu purcei, alu Moș Andrei. Dacă n-ai pe cine, ia-mă și pe mine. Am uitat cum era, o să o alegem pe asta. Asta este capi de portocale 100%, asta nu este pulpă, deci înseamnă că asta nu are pulpă înăuntru, ci pur și simplu este doar sucul. Wow. Mamă, cât de... Asta e dulce acrișor, mă așteptam să fie dulce. Față de celelalte, parcă e imediat după grapefruit. Este puțin acrișor, dar nu dau să mă duce. Asta nu este ca un nectar. Mai mult este ca și când ai luat portocala, ai stoarce și așa mai departe. Dar nu înțeleg de ce este puțin acrișor. Așa că o să-i dau nota 9,9. Pentru că mă așteptam să fie puțin mai dulce, adică mie îmi place să fie mai dulce. Poate gusturile nu se discută, dar asta este părerea mea, așa că... Hai zicem, hai 10, un 9,19. Așa că, bun apetit. De data asta o să o numărăm până la 2 să vedem care o să cadă. 1, 2. Perfect.
aceasta. Ok, asta este Capi pulpă multifructe. Înseamnă că și asta are pulpe, pulpe, fructe vreau zic. Scuturăm pentru să se amestece fructele acolo și să le simțim. De ce face spumă, măi? Nu-mi place când face spumă. Ia uitați. Mamă, câta spumă are, ești nebun la cap. Băi, ești nebunit, mă, ce fel. Bă, rapide. Vreau să-i simt... Mirosul... Se simte de ananas mai mult. A, dar văd că are aici, cu arome naturale, cu bucăți de fructe. Este făcut din ce? Nu-mi dau seama ce fructe. Are fructele înăuntru. Ananasul se simte foarte mult. Văd că mai este aici și piersică arată. Mere. Dar cel mai mult se simte gustul de ananas. Ananasul mi-e place foarte mult. Și nu știu, asta parcă mi s-a părut cel mai slab aromatizat, ca să zic așa, pentru că pur și simplu parcă aș bea un suc normal, adică nu, dacă eu vreau să fie mai dulce, ăsta nu este așa dulce, cred că ăsta a fost cel mai slab până acum. De ce ai fost mai cel mai slab mai până acum? Măi, nu vreau să fii cel mai slab, vreau să fii cel mai bun. Întotdeauna trebuie să fii cel mai bun, înțelegi? Așa că o să-i dau nota 9 pentru ăsta. Este bun, dar nu e extraordinar de bun, așa că o să-i dau nota 9. Muah! Și ultimul, dar nu cel din urmă, este Capi Pulpi de orange, adică de portocale. Știți, am avut unul înainte, ia uitați, unde este ăla de portocale, uitați acesta. Fiți atenți la culoare, ăsta este Capi, Capi de portocale, iar ăsta are Capi cu pulpă și portocale, mă rog, de portocale. Adică ăsta are fructele înăuntru, ăsta nu are. Așa că noi o să-l degustăm pe acesta. Ăla de portocale normal era puțin acrișor, așa că hai să-l vedem pe ăsta. Interesant. Wow. Mamă, câte fructe are înăuntru. Adică, mă rog, are doar portocale, dar are bucățele de portocale înăuntru. Nu știu dacă se vede. Nu se vede, măi. Așa că ăsta este mai dulce decât ăla care nu este cu fructe înăuntru. Nu este deloc acrișor, este foarte dulce, dar nu extraordinar de dulce. Mă așteptam să fie mult, mult mai dulce decât celălalt, însă să zicem că este cu vreo 2 sau 3% mai mult. Însă ăsta îi dau nota 10 pentru că are foarte multe fructe în el. Nu știu de ce fac asta, dar vreau, cred, probabil să deschid dopul, dar mă rog. Ăsta are cel mai multe fructe în el. O să-i dau nota 10 pentru că are foarte multe fructe, dar însă o să-i dau nota 9 pentru că mă așteptam să fie mai dulce, măi, de atâta, măi, așa că de ce-i face asta, măi? Ok, nu știu de ce fac asta, dar... Ok, acesta a fost videoclip, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, să distribuiți mai departe, bineînțeles să vă abonați la acest canal de YouTube Flowstyle și să lăsați un comentariu cu o idee, o sugestie pe pagina mea de Instagram pe care o găsiți în descriere, așa că vreau să vorbesc din ce mai repede, ca să vedem dacă mă înțelegeți ce zic și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Ha? Ai reușit să prinzi fiecare cuvânt? Așa că o să zic salutare!